Am găsit la știri, după angajații STB vin de la alte servicii, cei de la alte servicii de transport din țară. Așa susține șeful PSD-ist al sindicaliștilor din transportul public din București. Azi în capitală, mâine în Iași, Timișoara, Constanța, nu se știe. E un scenariu care ne dă fiori. Pe sursă și Metrorex ar putea să intre mâine în grevă spontană, deși directorul general al companiei spune că niciun angajat nu va întrerupe lucrul. Gabriela Mihai este la depoul Titan și ne spune care e atmosfera acolo. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit. În continuare, la depoul din Titan au rămas câteva zeci de angajați, iar asta pentru că sunt acei șoferi de autobuz, lucrători din STB, care au refuzat să intre astăzi pe traseu, deși au mers acolo încă de la ora 4 de dimineață, atunci când ar fi trebuit să intre pe traseu. Important de menționat este însă că la această oră, directorul general al Societății de Transport București, Adrian Criț, îl așteaptă aici la sediul STB la negocieri pe liderul de sindicat Vasile Petrariu. I-a lansat o invitație în mod public pentru a veni aici și pentru a sta la negocieri, pentru că este deschisă la negocieri conducerea STB. Am văzut declarațiile liderului de sindicat, cel care susține că nu ar avea ce să mai discute cu actuala conducere și ar putea reîncepe negocierile cu cei din STB, însă atunci când va pleca actualul director. Vedem așadar că este a patra zi de grevă în privința transportului public de suprafață. Este o grevă fără precedent. Aproximativ 2 milioane de bucureșteni sunt afectați de această grevă și astăzi au ieșit pe traseu câteva autobuze. Mai exact, ar fi vorba despre 25% din capacitatea autobuzelor care ar fi trebuit să iasă astăzi în zi de duminică, însă important de menționat este că am văzut că au avut loc și incidente destul de grave, pentru că au fost situații în care s-au făcut presiune asupra șoferilor de autobuz care au vrut să iasă pe traseu de către colegilor din sindicat, susțin aceștia. Rămâne de văzut până la urmă cum se va soluționa această situație. Cert este însă că, în paralel, vorbim despre o decizie a instanței, a Tribunalului București, care a declarat această grevă ilegală și, în urma deciziei date de magistrați, s-a stabilit și suspendarea grevei, iar cei care continuă această grevă nu țin cont de decizia instanței. Prin urmare, vorbim și despre un dosar penal deschis, în care au început audierile încă de ieri, au loc și astăzi audieri, iar marți, la ora 11, va fi audiat chiar liderul de sindicat care pare a coordona toată această grevă, Vasile Petrariu. Vom vedea dacă acesta ajunge astăzi aici la sediul STB pentru a negocia cu Adrian Criț și pentru a relua traficul. Sunt în continuare neclarități. Nu se știe dacă mâine, de exemplu, vor circula autobuzele și tramvaiele în capitală, însă am văzut declarațiile liderului de sindicat, cel care spunea că dacă ar fi o grevă la Metrorex, pentru că exista acest zvon mâine, i s-ar părea că este o decizie corectă a celor de la Metrorex să se ralieze cu cei de la STB și chiar spunea de altfel că nu este exclus să fie declanșată o grevă la nivel național, adică și în alte orașe. Vom vedea până la urmă dacă se va ajunge la un punct de vedere comun, dacă vor avea loc aceste negocieri aici la sediul STB, pentru că, așa cum spuneam, directorul general l-a chemat la negocieri pe liderul de sindicat. Vedem dacă acesta ajunge astăzi aici. Asta este o manevră prin care a încercat să-i păcălească pe salariați, pentru că singurul lucru care în secunda 2 ar aplana conflictul ar fi demisia. Lucru pe care văd că nu vrea să-l facă. Cu alte cuvinte, sindicaliștii conduși de Vasile Petrariu refuză orice negociere, deși se plâng de condițiile de muncă și de salarii. Și mai mult, susține șeful sindicaliștilor, nici măcar nu a fost informat cu privire la deschiderea spre dialog a directorului STB. Modalitatea asta de dialog prin care transmit la televizor că ar dori să ne vedem, nu mi se pare un lucru normal. Normalitatea înseamnă să face invitații cuiva
Da, și să vii, să te întâlnești, să discuți. Realitatea însă îl contrazice pe liderul sindical. Există o adresă scrisă de invitație la negocieri, însă acesta se face că nu o vede. Invitație în care scrie negru pe alb după aprobarea bugetului capitalei, adică în luna februarie, pot începe negocierile pe un nou contract colectiv de muncă. Ba mai mult, liderul sindical de la STB vrea paralizarea totală a capitalei și îi instigă pe cei de la Metrorex să intre și ei în grevă. E posibil, pentru că există acest spirit de solidaritate și cred că ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla acest lucru. Dar asta ar însemna blocarea capitalei. Din partea Metrorex vin însă informații potrivit cărora niciun angajat nu va intra mâine în grevă. Ca urmare a informațiilor apărute în presă, conform cărora există suspiciunea că circulația la metrou să fie perturbată în perioada următoare, Metrorex asigură publicul călător de întreaga sa disponibilitate. Circulația trenurilor de metrou se va desfășura conform graficului existent, a transmis directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș. În paralel, directorul general STB spune că îi se cere demisia pentru că a lovit în niște interese care trec dincolo de sindicaliștii din societatea de transport. Adrian Criț a precizat că este deschis oricărei negocieri pe contractul colectiv de muncă și chiar de la 1 februarie, dar că sindicaliștii refuză. Colegi de-ai noștri care și-au dat seama că au fost manipulați și au reluat programul de transport. În momentul de față avem un traseu circa 170 de vehicule. Majoritatea lor sunt din zona transportului electric. E vorba de circa 90 de tramvaie și 70 de troleibuze. Din păcate, colegii, șoferii de autobuz nu au revenit în traseu. Mai mult de atât, ilegal, au intrat într-o autobază în condițiile în care angajarea lor e făcută pe alt punct de lucru. Rog colegii care n-au intrat pe traseu să își desfășoare programul de activitate pentru ca bucureștenii să își asigure mobilitatea. Pe de altă parte, mulțumesc celor care au înțeles mesajul conducerii, mesajul mass media și și-au reluat programul de transport. Directorul general al STB a anunțat încă o dată că este dispus să renegocieze contractul colectiv de muncă, însă sindicaliștii trebuie să-i lase pe angajați să iasă pe traseu. Am comunicat în conferință de presă că vom intra în negociere imediat după aprobarea bugetului, asta înseamnă probabil 1 februarie. În acest sens o să primească și o adresă marți, în prima zi lucrătoare, pentru că nu pot să dai dispoziții într-o zi nelucrătoare, pentru ca să aibă siguranța începerii negocierilor. Dar negocierea contractului colectiv de muncă implică faptul ca reprezentanții angajaților, respectiv sindicatul reprezentativ, să se prezinte pentru negocieri. În momentul de față, angajații nu sunt reprezentați de către sindicat. Asta trebuie să înțeleagă. Sunt doar manipulați. Cu alte cuvinte, deși angajații au nemulțumiri privind salariile și condițiile de muncă, liderii sindicatului au cu totul alte probleme. Vor demisia șefului STB. Eu sunt numit aici pentru a eficientiza această societate. E adevărat, câteodată poate că doare, că trebuie luate niște măsuri care aduc atingere unor interese. Acest lucru trebuie să înceteze. Manipularea impusă de către sindicat trebuie să se finalizeze, pentru că nu se mai poate. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate puțin peste 14.000 de noi cazuri de coronavirus și 22 de decese. Vedem astfel o scădere semnificativă a numărului de infectări raportate, însă nu avem un motiv de optimism neapărat pentru că s-au făcut și mai puține teste. Vineri a fost înregistrat cel mai mare număr de noi cazuri de la începutul pandemiei. 19.649 de persoane pozitive. În schimb, rata de infectare în capitală a urcat la 9,5 cazuri la 1.000 de locuitori. Și le comentăm aceste cifre cu medicul Emilian Imbri. Este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Vedem că în continuare avem o cifră foarte mare, chiar și dacă s-au făcut mai puține teste, dar
celelalte cifre, cea deceselor, cu toată încărcătura negativă pe care o are, e totuși mai mică față de valul 4, când aveam și 300-400 de decese pe zi. Putem să privim optimist spre viitor în legătură cu această pandemie? Sigur, putem să privim mai liniștiți un pic. Ați avut perfectă dreptate sau aveți perfectă dreptate. Gândiți-vă că acum câteva luni bune, la 12.000-14.000 de infectări pe zi, aveam, ne situam undeva, până să atingem vârful acela de 600 de decese pe zi, că a fost la noi un vârf îngrozitor, dar aveam un 200-300 de decese zilnic, ceea ce arată clar diferența între gravitatea, să spunem, unei infecții cu varianta Delta și cea cu Omicron. Iată că acum la 19.000 de infectări și cred că sunt mult mai multe, pentru că, într-adevăr, deși și testările sunt mult mai multe, e un succes treaba asta, dar probabil că am depășit 20-25 de mii deja, am depășit și săptămâna care urmează o să demonstreze acest lucru. Iată că gradul de ocupare al paturilor este încă mic, nu a ajuns în multe părți nici măcar la 30-40% și sigur că numărul de decese, din păcate, există un număr de decese și ne pare rău și sperăm să fie din ce în ce mai mic acest număr, dar există și este mic. Nu putem lua însă în calcul. Adică să nu facem un obicei de a discuta despre numărul de decese, pentru că ăsta chiar ar trebui scos din discuție. Sigur, atunci când am avut nenorocirea aceea, trebuia menționat, pentru că era o presiune atât pe corpul medical, cât și pe cei care trebuiau să ia decizii. Dar nici la ATI nu mai sunt atât de multe cazuri precum erau în valul 4. Da. Din fericire, să știți că, într-un fel, nu doar Omicronul a mai scăzut, să spunem, din gravitate, ci și oamenii au învățat totuși în 2 ani de zile, au cam învățat că ceea ce se recomandă e bine să se și respecte și să știți, chiar dacă se îmbolnăvesc, pentru că se îmbolnăvesc totuși, viteza asta de transmitere e foarte mare și gradul de, să zicem, de săturare. Ne-am săturat, da? Ne-am săturat și atunci, practic, nici măcar nu ne mai gândim să ne protejăm. Dar este evident că cei care se, vedeți, se și duc să se testeze. De ce? Dom'le, vreau să știu, am sau nu am? Dacă am, hai să fiu prudent. Și cei care se prezintă la spital, să știți că se prezintă exact în primele 2-3 zile, pentru că ei deja știu că dacă întârzie, s-ar putea întâmpla să se agraveze. Și atunci măsurile se iau rapid. Experiența spune cuvântul și a celor care fac tratamentele și individualizează tratamentul în funcție de persoana bolnavă și iată, rezultatele sunt mult mai bune. Mulțumim pentru această intervenție. Emilian Imbri a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe. Moarte cumplită pentru un turist în Munții Argeșului. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a căzut de la 100 de metri înălțime. A fost recuperat de salvamontiști și dus cu ambulanța la spital, acolo unde a intrat în stop cardiorespirator. Toată lumea a alojat în targă. Lăsați-vă în targă, toată lumea. Nu stați părțile voastre. Bărbatul în vârstă de 71 de ani făcea parte dintr-un grup de 17 turiști care aveau și ghizi cu ei, însă nu erau echipați pentru o drumeție pe munte, așa că muntele și-a luat tributul. Omul a alunecat la un moment dat și s-a prăbușit în gol de la 100 de metri, iar în cădere s-a lovit de mai mulți copaci. Membrii echipajului care îi însoțea pe turiști au dat alarma și au chemat salvamontiștii. Un bărbat care a căzut după o muchie prin pădure și s-a izbit de copaci. Aveam picioare în ciuda celor ce spunem noi tot timpul, că nu trebuie purtate acele gheruțe, ci trebuie colțari. Trebuie să ai ceva care să-ți dea siguranța mersului. Cu toate astea, lumea continuă să le folosească și iată că se poate ajunge la
accidente fatale. Când au ajuns salvamontiștii la el, bărbatul era în stop cardiac și avea mai multe fracturi. Salvatorii au reușit să-l coboare de pe munte și l-au transportat la spital. Însă nu a mai putut fi salvat. A murit la unitatea de primiri urgențe. Din păcate, persoana respectivă a intrat în stop când a ajuns în UPU și a decedat. În paralel, în zona Cota 2000 Transfăgărășan, am avut 7 turiști în cizme de cauciuc, au mers la Bâlea. Deci vă spun, mie mi se pare sinucidere curată, nici măcar cheruțele celebre. Lipsa căldurii din spitalele, din saloanele de spital din Timișoara, în care sunt internați pacienți cu cancer, a atras atenția și compasiunea mai multor oameni care s-au mobilizat și au adus pături și pilote. Primarul Dominic Fritz nu a reușit să găsească o soluție pentru a asigura încălzirea orașului. Managerul spitalului salută gestul caritabil și atrage atenția celor care fac donații să respecte regulile sanitare. Suntem în spitalizarea de zi, unde pacienții vin, fac tratamentul și pleacă acasă. Și temperatura aici arată 14 grade. Cum să fie normal la 14 grade să tratezi un pacient oncologic? În primul rând, pentru niciun pacient, cu atât mai mult un pacient oncologic. Pacienții se încălzesc cu mai multe pături și se îmbracă mai bine pentru a face față frigului în saloanele unde sunt internați. Frig, pentru un bolnav, pentru un om bătrân. Ei trebuie cât de cât să fie un pic de cald, cât de cât. Dar așa stăm ziua și noaptea. Mă apucă câte un tremur. La noaptea de... Stați foarte bine îmbrăcată. Am și bluză, am și pijama, mai noaptea am roșu, am franeluță și ea de lânuță la picioare. Călbară, ciorapi în picioare. Problema lipsei de căldură la spitalul din Timișoara durează de câteva luni, iar medicii se plâng că în secolul 21 apelează la metode primitive de încălzire. Sunt problemele cu coltermul, probleme care au fost în fiecare an, dar anul acesta sunt mai pronunțate. De exemplu, la început, nici nu mai știu, cred că era octombrie, încă 3 zile întregi nu am avut deloc căldură. Și atunci a trebuit să recurgem la unele improvizații, cum nu ne gândeam că vedem într-o țară europeană civilizată în secolul 21. Din păcate, mare lucru noi nu putem să facem. Am adus mai multe plapume pentru pacienți, am pregătit, imaginați-vă, sticle goale de apă minerală, le-am umplut cu apă fierbinte de la fierbător ca să se încălzească cât de cât pacienții. În urma apariției imaginilor cu bolnavii care îngheață în saloanele de la oncologie, mai mulți oameni s-au mobilizat și au adus pături și pilote la spital. Managerul spitalului face apel la cei care vor să doneze o pilotă. Aceasta trebuie să fie ambalată și să respecte normele de igienă în contextul pandemic. A fost desfășurare de forțe în județul Suceava. 10 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie. Mai multe imagini și informații după publicitate. Copilul scos din lacul din Dumbrăvița la oră după ce a căzut în apă a decedat în această dimineață la spital. Adolescentul se plimba alături de alți 3 prieteni cu bicicleta pe lacul înghețat, dar gheața a cedat, iar cei 4 au căzut în apă. 4 tineri se aflau cu bicicletele pe suprafața lacului Dumbrăvița din județul Brașov. Însă gheața a cedat la un moment dat, iar 3 dintre aceștia au ajuns în apa înghețată. Din fericire, unul dintre minori a reușit să iasă singur la suprafață, iar atunci când au sosit echipajele de salvare, au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului. Din informațiile pe care le ținem în acest moment, ar fi fost vorba de 2 copii care au căzut, iar unul dintre copii a reușit să se salveze. Însă 2 dintre cei 3 minori căzuți în lac au ajuns la spital, iar unul dintre ei a fost transportat chiar în timpul în care îi se efectuau manevrele de resuscitare. Vorbim de un copil în vârstă de 14 ani. A fost scos de sub gheață de către echipajul de scafandri. S-au aplicat manevre de resuscitare. Având în vedere copilul este hipotermic, a fost transportat la spital cu manevre în curs și predat la urgențe la Spitalul de Pediatrie din Brașov. Din păcate, starea copilului este extrem de gravă, pentru că a stat foarte mult în apă până când au reușit să-l scoată scafandrii.
A fost desfășurare de forțe în județul Suceava. 10 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie. Din păcate, pagubele sunt uriașe, dar, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Cauza probabilă a declanșării focului ar fi un scurt circuit, spun pompierii. Zeci de pompieri s-au deplasat de urgență în urma unui apel la 112. Flăcările au cuprins o gospodărie din localitatea suceveană Mălini. Pentru că incendiul părea că se extinde în ciuda intervenției în forță, la fața locului au venit și alți pompieri care se aflau în timpul liber. În total, 13 autospeciale au fost folosite pentru stingerea incendiului. În urma izbucnirii flăcărilor au fost înregistrate pagube uriașe. Vorbim despre o locuință care a ars în totalitate, un garaj și un autoturism. În schimb, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incendiu devastator. Cel mai probabil cauza incendiului este un scurt circuit electric. Ucraina a reacționat la refuzul Germaniei de a-i trimite ajutoare și a acuzat Berlinul că prin acțiunile sale încurajează Moscova și divizează Europa. Mai multe detalii după publicitate. Ucraina a reacționat la refuzul Germaniei de a trimite ajutoare și a acuzat Berlinul că prin acțiunile sale încurajează Moscova și divizează Europa. Asta în timp ce șeful marinei militare germane făcea declarații publice în favoarea Rusiei. Iar în timp ce Germania își asumă o atitudine conciliantă față de Rusia, Statele Unite au solicitat Qatarului să își crească exporturile de energie către Uniunea Europeană. Ucraina a reacționat la refuzul Germaniei de a-i trimite ajutor letal pentru soldații desfășurați în estul țării. Kievul s-a arătat recunoscător pentru ajutorul primit din Germania din 2014 încoace, însă a acuzat Berlinul că în acest moment încurajează Rusia. În zilele de astăzi, unitatea Occidentului în fața Rusiei este mai importantă ca niciodată. Pentru a o atinge și a limita Federația Rusă, lucrăm cu toții împreună. Partenerii germani trebuie să oprească acțiunile și cuvintele care subminează unitatea și îl încurajează pe Vladimir Putin să facă un nou atac asupra Ucrainei, a scris ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba pe contul său de Twitter. Poziția Ucrainei vine după ce Germania a anunțat că va trimite în Ucraina doar un spital militar de campanie, pe motiv că livrările de armament ar escalada și mai mult tensiunile de la granița ruso-ucraineană. Prin comparație, Statele Unite, Marea Britanie și țările baltice au anunțat deja că vor trimite trupe și armament în Ucraina. În paralel, șeful marinei militare germane a trebuit să-și dea demisia din funcție după ce a făcut comentarii publice în favoarea Rusiei și a președintelui Vladimir Putin. And probably also deserves. Even we, India, Germany, we need Russia. The Crimea Peninsula is gone. They'll never come back. În timp ce Germania refuză să ajute Ucraina, Statele Unite au început negocieri cu Qatar pentru ca acesta să-și crească exporturile de gaz lichefiat către Europa în cazul unei invazii rusești în Ucraina. Aproximativ o treime din importurile Uniunii Europene de gaz provin din Rusia, iar Statele Unite sunt îngrijorate că noi sancțiuni impuse Rusiei ar putea perturba aceste livrări. Asta în condițiile în care Europa se confruntă deja cu o criză energetică. O cunoscută jurnalistă din Turcia a fost arestată pe motiv că l-ar fi insultat în direct pe președintele Recep Erdogan. Ea a evitat să facă referire directă la președintele turc, însă a folosit un proverb pe care autoritățile l-au considerat că facea referire directă la acesta. În Turcia, condusă de Erdogan, libertatea de exprimare a fost subminată de mai multe ori de-a lungul timpului. Jurnalista turcă Sedef Kabaş a fost arestată și plasată în detenție preventivă pentru faptul că l-ar fi insultat în direct pe președintele Recep Erdogan, asta deși nu a folosit în niciun moment numele acestuia. Ea ar fi fost ridicată de acasă la două noaptea, iar atunci când a fost dusă în detenție, a negat că l-ar fi insultat pe Recep Erdogan. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyük baş hayvan diyeyim. Büyük baş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur denir.
Yani tam tersini ifade eder. Ulterior emisiunii, ea a postat același proverb și pe contul său de Twitter. Postul de televiziune la care lucrează a demarat o anchetă, iar președintele Instituției de Supraveghere a Audiovizualului din Turcia a precizat că afirmațiile sunt inacceptabile. Și purtătorul de cuvânt al președintelui turc a caracterizat afirmațiile drept iresponsabile. Președintele Recep Erdoğan a condus Turcia mai întâi ca premier, iar mai apoi ca președinte încă din anul 2003. Pe măsură ce puterea lui Recep Erdoğan a crescut, acesta a intensificat și măsurile represive la adresa criticilor lui. Aceștia au provenit din mediul politic, academic sau din presă. Doar în 2020, numai puțin de 31.000 de persoane au fost anchetate pentru faptul că l-ar fi insultat pe Recep Erdoğan. Punem punct aici jurnalului orei 12. De la Fix vă întâlniți cu Aneta Sângerzan la 360 Medical, iar noi ne revedem la ora 14. Rămâneți pe B1 Telecom.